Să vedem pentru gemeni situații în care aceștia s-ar putea să gândească puțin diferit față de modul în care au gândit până acum. Și asta deoarece opoziția Soare-Jupiter se întâmplă chiar din semnul lor. Practic este ceva care îi face să regândească anumite situații de viață și de moarte în care vor înțelege anumite fenomene și întâmplări altfel decât prin logica comună. S-ar putea să înțeleagă evenimente din viața lor sau chiar destinul unor persoane din jurul lor într-un mod care, spuneam, scapă logicii comune. Drumul lor s-ar putea să fie puțin diferit decât cum au gândit. S-ar putea să vadă, să întâlnească oameni care le oferă o altă perspectivă asupra unor întâmplări sau asupra unor situații pe care ei le-au crezut bătute în cuie, așa vor merge aceste situații la nesfârșit. Motivațiile lor s-ar putea și ele să intre pe o altă filieră, pe o altă poziție. Foarte interesant ar fi pentru gemeni să vadă ce le sugerează destinul să modifice sau să schimbe în viața lor. Aici avem un Marte și un Mercur pe casa valorizărilor, inclusiv nodul nord acum conjunct cu Marte, ceea ce arată faptul că pot intra pe o direcție foarte corectă din punct de vedere al anumitor oportunități financiare, o axă 8 extraordinar de antrenantă zi zilele acestea, și Pluton și Saturn pe casa 8-a Scorpionului, a bogățiilor, să spunem așa. Asta nu înseamnă că toți gemenii se îmbogățesc, dar foarte mulți gemeni își doresc acest lucru, își doresc un potențial financiar destul de important. Ei întâlnesc și vor întâlni foarte multe persoane cu potențial financiar, neînsemnând acest lucru că iau destinul lor, că vor ajunge la fel de bogați ca cei cu care se intersectează. Dar în orice caz este o perioadă în care gemenii se intersectează cu multe persoane bogate sau cu potențial financiar, într-o variantă în care și ei pot avea beneficii, nu neapărat poate la nivelul acesta, dar în orice caz pot înțelege câte ceva din destinul oamenilor bogați, care nu este neapărat un destin foarte ușor de dus. Pentru că Pluton, care vine cu bogățiile, și acum el fiind bogătașul zodiacului, vorbește despre oameni cu adevărat bogați, tot Pluton este și un zeu mai delicat de dus, în sensul că el vine și cu un soi de tristețe. O tristețe pe care, atunci când nu ai niște bani pe care să-i gestionezi la un nivel foarte mare, nu o ai. Ca atare, gemenii s-ar putea să intre în sfera oamenilor cu potențial financiar foarte mare, dar care vine această intersecție, această interacțiune și cu o tristețe care lor nu le este specifică, ei fiind adolescenții zodiacului. Ca atare, ei au de înțeles chiar zilele acestea, cu încă cu două planete pe casa a doua, au de înțeles care este această vibrație a banilor, cum pot jongla în așa fel încât să rămână totuși adolescenți, dar pe de altă parte să rămână și sub incidența unor oameni cu potențial, pentru că au un destin să înțeleagă ceva în această perioadă din potențialul acestor oameni. Nu în ultimul rând, Venus în casa a 12-a pe grad analetic în Taur vorbește pentru ei despre o simbolistică aparte în iubire. S-ar putea să-i pună pe gânduri tot ceea ce ține de dragoste, să înțeleagă că ar trebui să se și sacrifice puțin față de partener, să înțeleagă că este oarecum o tentă religioasă cu Venus în casa religiei și a credinței pentru ei, să înțeleagă că și partenerul are un suflet, că și partenerul are nevoie, partenerul lor are nevoie de un sacrificiu, sau mai mult decât atât, să se pună în pielea acestora. Este un fel de nouă abordare a vieții personale pentru nativii gemeni. Sigur, trebuie să ne gândim foarte bine, ai zis, e vorba de adolescenții zodiacului, este vorba de aspectul de joc care este foarte prezent în această zodie, dar și la ei se manifestă ce se manifestă în toată această perioadă și în toate zodiile. Adică o necesitate a schimbării, a facerii unui pas în lateral și a unei perspective noi în ceea ce privește activitatea lor. Sigur că în cazul lor concret, aspectul material este foarte important. Adică pentru ei acest pas în lateral și surprinderea unei realități cu care poate nu sunt obișnuiți atât de mult, deși ar dori, deci aspectul financiar, aspectul bogăției, nu? Planeta Pluto, care are această dimensiune, acest har al banilor, le poate crea și o stare oarecum de confuzie, pentru că nu sunt obișnuiți structural să aibă atâta bogăție, și de aici exact starea aceasta de teamă, apăsare, banii sunt o responsabilitate pentru cineva jucăuș, prin natura lui este dificil să-și asume responsabilități, de obicei acestea sunt refuzate, dar tentația, sigur, împlinirii prin aspectul financiar, care e important,
în societatea noastră, e o tentație pentru ei. Și de aici o nehotărâre cumva, o temere. Mai degrabă eu aș vedea, din punct de vedere filozofic, în ceea ce îi privește, ca o temere în ceea ce privește acest aspect financiar. Cumva bucuria lor e umbrită de această temere, că sigur e bună relaționarea cu oamenii bogați, cu bogăția în sine, dar are responsabilități, are un cost și atunci o temere oarecare care le umbrește această lumină interioară. Dar și aici, deci partea de relaționare rămâne singura soluție. Dar în cazul lor, ei trebuie să conceapă puțin diferit relaționările pe care le au cu ceilalți, mai diferit cumva decât au făcut-o până acum, să facă acest pas în lateral de care vorbeam, pentru o perspectivă nouă. Pentru nativii RAC, vorbeam mai devreme despre prezența lui Mercur și a lui Marte, cât și a noastră.